Elevii de clasa 8 au încheiat astăzi etapa de evaluare a cunoștințelor necesare examenului propriu-zis de încheiere a studiilor gimnaziale, care va avea loc în perioada iunie-iulie. În baza acestor rezultate se vor realiza graficele individuale de remediere a golurilor în cunoștințele fiecărui elev. Pentru clasa 8-a, emoțiile probabil se vor sfârși vineri, când vom afișa rezultatele de la tezele pe care le-au dat la limba și literatura română și matematică. Tot vineri vom avea și o întâlnire mai întâi cu elevii, și aici mă refer la diriginții și profesorii evaluatori, care vor analiza tezele pe care aceștia le-au dat, iar după amiază avem planificate ședințele cu părinții, pentru că este necesar. Cineva m-a întrebat dacă este obligatoriu venirea părinților la aceste ședințe. Eu cred că este normal să vină pentru a cunoaște exact care este situația elevilor la învățătură în acest moment. La fel este o șansă pentru ei, mai au timp până la examenul propriu-zis de a mai acumula cunoștințe și de a obține rezultate foarte bune. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, în data de 17 iunie se vor încheia cursurile la clasa a 8-a. În 27 iunie se va desfășura proba la limba și literatura română, iar în 29 iunie la matematică. Pe 1 iulie se vor afișa rezultatele și se vor depune eventualele contestații. Între 2 și 4 iulie se vor rezolva contestațiile, iar în 5 iulie se vor afișa rezultatele finale, urmând ca elevii să se pregătească pentru repartizarea computerizată, care le va asigura intrarea în liceu sau la o școală profesională după caz.